Dragi frați, am petrecut deja o săptămână din această lună binecuvântată. Allah subhanahu wa ta'ala să accepte toate faptele bune pe care le-am făcut, postul care l-am ținut, Coranul care l-am recitat, rugăciunile pe care le-am făcut, rugile pe care le-am adresat lui Allah subhanahu wa ta'ala. Astăzi, cu voia lui Allah, vom vorbi despre un capitol din Coran, un capitol care a vorbit despre o noapte sfântă din această lună. Este vorba de capitolul Qadr. Spune Allah subhanahu wa ta'ala în Coranul cel Sfânt, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Într-adevăr, fără îndoială, noi l-am coborât pe cine? Coranul, în noaptea de Qadr. Și într-un alt verset, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Noi l-am coborât Coranul, adică într-o noapte binecuvântată. Ce înseamnă a coborât Coranul noaptea de Qadr? Savanții musulmani au spus că ori a coborât, da? De la Lahwi Mahfuz, tablița păstrată la Semai Dunia, sau a început revelația Coranului în noaptea de Qadr. Și amândouă păreri sunt detaliate și au foarte mulți savanți care și-au asumat aceste păreri. Deci noi am început coborârea Coranului în noaptea de Qadr. Am spus la începutul Ramadanului, când am vorbit de virtuțile Ramadanului, am spus că nu știm dacă Ramadanul a fost binecuvântat cu Coranul sau Coranul cu Ramadanul, pentru că amândouă sunt foarte, foarte importante la Allah subhanahu wa ta'ala. Deci Ramadanul este luna în care a început revelația Coranului. Mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala coborât asupra profetului sallallahu alaihi wasallam prin intermediul îngerului Jebrail în această lună, într-o noapte sfântă, noaptea de Qadr. Vom vorbi mai multe detalii despre noaptea de Qadr într-o altă predică. Astăzi ne vom rezuma numai și numai la capitolul Qadr din Coran. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Noi am coborât Coranul în noaptea de Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. De unde să știi tu ce este لَيْلَةُ الْقَدْرِ? Aceasta este o modalitate, metodologie coranică de a atrage atenția, de a capta privirile. De unde să știi tu ce este noaptea de Qadr? Când vrei ca cineva, vrei să își dorească foarte mult un lucru, o informație, atunci trebuie să-l întărâți un pic, să-l agiți un pic. Și Coranul asta face. De unde să știi tu ce este noaptea de Qadr? Ca să-ți atragă atenția și să deschizi ochii și urechile. Toată atenția se îndrepte către noaptea de Qadr. Ce este noaptea de Qadr? وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ, noaptea de Qadr, خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ. Noaptea de Qadr, normal și normal, Coranul trebuia să ne explice ce este noaptea de Qadr. Ce se întâmplă în această noapte? Ne-a vorbit de altceva. A spus că această noapte este mai prețioasă decât 1000 de luni. Este mai prețioasă decât 1000 de luni. 83 de ani, viața unui om. O noapte echivalează 83 de ani. Minim. Pentru că Coranul n-a spus egal 1000 de luni. A spus khairun min. Este mai bun decât. O noapte este mai bună decât 1000 de luni. Deci minim răsplata pornește de la 1000 de luni în sus. A? În faptele noastre care le facem, ce spune Allah, men jaya bil hasanati falahu ashru amthaliha. Cine face o faptă bună, primește 10 răsplăți. Și într-o relatare spune până la 700, ba chiar mai mult. Însă, în noaptea de Qadr, răsplata minimă a faptelor bune, rugăciunilor, postului și așa mai departe, care se fac în această zi, în această noapte de Qadr, faptele bune, răsplata lor pornește de la 1000 de luni în sus. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. De ce este așa de binecuvântată această noapte? Ce este această noapte? De ce Allah subhanahu wa ta'ala a vorbit în Coran într-un capitol întreg despre această noapte? De ce Allah subhanahu wa ta'ala a spus că este mai bună decât 1000 de nopți și nu ne-a explicat ce e cu această noapte? Dar întâi Allah subhanahu wa ta'ala ne-a tras atenția. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.
Vine a doua oară. E mai bună decât 1000 de luni. De unde să știi tu ce este noaptea de Qadr? Ha? Wa ma adraka ma laylatul qadr? Laylatul qadr khairun min alf shahr. De ce? Tanazzalul malaika. În această noapte se coboară el malaike. El în limba arabă înseamnă tot. Face referire la cuprinde. Tanazzalul malaike, toți îngerii se coboară. Câți îngeri sunt? 4, 10, 20. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ Allah știe câți îngeri are. Soldații lui Allah nu știe decât Allah subhanahu wa ta'ala. Sunt relatări care vorbesc că în fiecare zi intră 70.000 de îngeri intră în, și nu mai ies. Deci câți îngeri sunt pe zi, Allah știe. Deci vorbește 70.000 de îngeri zilnic. Adică numărul lor îl știe numai și numai Allah subhanahu wa ta'ala, dar în această noapte se coboară toți îngerii. Tenezzelul melaike, toți îngerii. Când spune el melaike, înseamnă toți. Toți îngerii. Allah știe mai bine, bineînțeles. Dar el în limba arabă, articolul hotărât el, regulă generală în gramatica limbii arabe, literatură, tufidul umum, adică e cuprinzătoare, cuprinde toți îngerii. Tenezzelul melaike. والروح والروح cine este? Este îngerul Jebrail alaihissalam. Nu este înger? Ba este înger. De ce Allah subhanahu wa ta'ala a spus coboară îngerii și îngerul Jebrail? Când a spus coboară îngerii toți, este și îngerul Jebrail printre ei. De ce a venit și a pomenit special de îngerul Jebrail? Pentru că este un înger special. Pentru că este o noapte specială. Pentru că este o lună specială. Pentru că este o revelația Coranului specială și pentru că este îngerul care a adus revelația profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam și aceste motive sunt suficiente pentru ca Allah subhanahu wa ta'ala să-l pomenească pe îngerul Jebrail după ce a menționat toți îngerii. Tenezzalul malaikatu war-ruhu fiha în această noapte bi-izni rabbihim. Cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala se coboară toți îngerii și îngerul Jebrail. Pentru că el este cel care a adus revelația profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam. În această noapte. Deci îngerul Jebrail a venit în noaptea de Qadr și a dus revelația profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam și în fiecare an împreună cu armata de îngeri se coboară îngerul Jebrail din nou. A? Pentru ce? Pentru ce se coboară? Nu mai este profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam să-i aducă revelația. De ce coboară îngerul revelației cu toate că rolul lui s-a terminat odată cu moartea profetului sallallahu alaihi wasallam. Rolul îngerului era să țină legătura între profet și creator. Acum nu mai există profeți. Ultimul profet a fost profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Rolul îngerului s-a terminat, dar mesajul lui Allah a rămas. Și el fiind mesagerul acestui mesaj, vine în fiecare an, în luna Ramadan, în noaptea de Qadr, împreună cu armata de îngeri, pentru ce? Tenezzelul melaike, se coboară îngerii, war-ruhu, și Jebrail a.s. bi-izni rabbih min kulli amr, pentru orice lucru. Pentru orice lucru. Adică ce înseamnă acest lucru? Ridică cineva mâinile, o Allah, călăuzește-mă pe calea cea dreaptă. O Allah, ferește-mă de boală. O Allah, pentru orice lucru. Deci nu au venit doar să privească de sus, doar să orice lucru. Tenezzelul melaikat wa ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Această noapte este salam, pace, liniște. Liniște sufletească, pace, binecuvântare. Hatta matla'il fajr, până la ivirea zorilor. Până la ivirea zorilor. În același timp, în această noapte se specifică și când, cât este perioada ei, adică cât ține noapte. De la apusul soarelui până la ivirea zorilor. Până când intră timpul rugăciunii de dimineață. Aceea, Allah subhanahu wa ta'ala în Coran a dedicat un capitol întreg acestei nopți. Dacă Coranul dedică un capitol pentru un subiect, înseamnă că e foarte important. Dacă Coranul a dedicat un capitol pentru noaptea de Qadr, înseamnă că este o noapte
foarte, foarte importantă. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei deplădincioși care prind această noapte. De multe ori poate zicem că mai e timp, mai e... Timpul se scurge și nu înțelegi cum. Au trecut deja, a trecut prima săptămână din Ramadan și încă nu am realizat, mai ales în situația în care suntem. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei drept credincioși care țin post, îl adoră pe Allah subhanahu wa ta'ala în această lună și astfel se eliberează de focul iadului, de pedeapsa lui Allah subhanahu wa ta'ala. Cum profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a promis că în fiecare zi Allah subhanahu wa ta'ala are robi pe care îi eliberează de iad, Allah să ne facă dintre acești robi, inshallah.